Cei care s-au născut în Zodia Gemenilor vor avea între 6 și 8 iulie dimineața preocupări casnice, domestice sau de natură familială. Cele mai multe sunt banale, organizatorice, activități cotidiene, lucruri lipsite de orice fel de spectaculos și poate de aceea lipsite și de o satisfacție sau de o bucurie. Lucrurile necesare, corvezile fără de care nu se poate, datoriile care trebuie să fie asumate, respectate și duse la îndeplinire. Uneori, unele probleme de acasă strică rostul lucrurilor care țin de un afară, și anume activitate publică, activitate profesională, relații sociale, statut individual sau dorință de emancipare și eliberare. Aici e o neconcordanță, și ceva deranjant va interveni. Între 8 iulie, după ora 9 dimineața și 10 iulie spre prânz, relații bune plăcute cu persoanele dragi sau cu copii, oarecare armonie, destindere sau indiferență. Poate că nu-i mai bagă în seamă ori de câte ori greșesc, poate că sunt mai toleranți, Poate că sunt preocupați de alte activități și nu mai stau cu ochii pe aceia ca să vadă în fiecare clipă cum s-au purtat, bine sau rău, și așa mai departe. Dorință de destindere, dar foarte, foarte limitată, fără să se obosească, fără să cheltuiască bani, fără, dacă s-ar putea să plece de acasă, fără să îi angajeze, sufletește, nu vor să se întristeze, nu vor să se enerveze, nu vor să vadă un film pentru că acela la un moment dat s-ar putea să-i aducă în situația să plângă sau să se enerveze sau să sufere pentru erou sau eroină. Vor lucruri blânde, călduțe, confortabile, cum se cade, care nu stârnesc în ei furtuni de idei și sentimente între 10 iulie după ora 12.30 și 12 iulie după amiaza, nemulțumiri mărunte la locul de muncă, enervări sau, în are o vorbă ciudă, le e ciudă că se întâmplă ceva, că nu sunt ei aceia desemnați sau în stare să facă, tot felul de competiții și Raportări mai mult sau mai puțin subiective. Înclin să cred că de data aceasta gemenii vor exagera, fie își pun mintea cu persoane care sunt destul de limitate, fie nu înțeleg uh, faptul că se coboară prea mult la nivelul fleacurilor și că fac din niște chestiuni banale și insignifiante uh, prea mult caz. Le acordă timp, răbdare, se. Prăpădesc cu firea pentru ceva care nu are nicio semnătate, Mici crize de orcoliu și de vanitate la locul de muncă. În planul sănătății, discrete tulburări endocrine sau uh, stări proaste care provin dintr-o agravare sau o reluare, o repetare a unei disfuncții organice care are ca bază o infecție. Aceea n-a fost tratată ca lumea, revine, nu-i bun tratamentul, medicamentul respectiv nu își face efectul, s-ar putea să nu fie nici pentru prima dată că se întâmplă acest lucru, s-ar putea să fie nervați că ea a doua, a treia, a patra încercare au luat tot felul de medicamente și lucrurile, iată, nu intră în normalitate. Aș îndemna spre o mai înțeleaptă abordare nu a bolii, că ea trebuie luată în calcul, ci a medicației. Probabil că undeva este o eroare de înțelegere. Fie nu au reușit să-l facă pe un medic să înțeleagă despre ce este vorba. Fie acela om e, și el a înțeles, mai prost, mai strâmb, mai puțin adecvat mecanismul care s-a produs în organismul lor. Nu este bine să se supere prea tare, dar cred că este bine să schimbe. Fie medicul sau, cum spuneam, abortarea. Poate nu acest tip de medicație, poate nu acest tip de terapie, poate nu în acest spital, poate nu acum. Sunt foarte multe lucruri care pot să fie modificate, dar care, atenție, trebuie totuși să fie făcute, pentru că, pe fond, sunt mai multe condiționări astrale. Care pot să le dea unora, care au reușit 2 trei săptămâni să se simtă mai bine și să țină o infecție sub control, acesta este aspectul predominant și care acum, brusc, se trezesc că lucrurile o iau de la început, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum n-ar fi luat până acum o tabletă, ca și cum ar fi neglijat și ar fi ignorat această suferință trupească. Sigur că omenește este să reacționezi, dar. Este un principiu. Stările de furie, de criză interioară, scad rezistența organismului, scad imunitatea, și atunci apărarea organismului este, mă rog, nu poți să spui la pământ, dar este modificată față de una de normalitate. Și atunci e firesc ca acea infecție să devină. Mai virulentă, mai agasantă, mai deranjantă. De aceea, acest factor de condiționare psihologică are o logică foarte clară. În tratatele de medicină se spune că la nivel de o oră chiar se pot vedea efectele acestei disfuncții. Adică, între momentul enervării și creșterea parametrilor unei viremi, nu se trebuie o zi sau o săptămână, se trebuie o oră, și lucrurile deja arată dacă ar fi să faci niște analize în probele de laborator profund modificate. Și atunci, aceasta era o explicație, nu neapărat astrală, dar plecând de la acest fond astral, este o sugestie ca să nu se asocieze prea mulți bucium sufletesc pentru o chestiune trupească, pentru că ea oricum nu se rezolvă decât tot cu o medicație sau cu o terapie sau cine știe cu ce altă procedură medicală. Sigur, sigur nu se rezolvă cu enervare. În ziua de 12 iulie, după ora 18, Lunaș va începe traseul prin Săgetător, va face o conjuncție cu Jupiter, se va afla în opoziție cu Soarele Gemenilor, va ține cu partenerii de viață sau de afaceri sau cu persoanele cu care intră într-un dialog contractual. Nu este un moment rău, dar nu este nici fabulos, mici dispute, controverse, neînțelegerea unor termeni sau termene. Um, Chestiunile juridice, economice, financiare sau cele de procedură trebuie să fie foarte bine lămurite. Probabil că discuția se va învârti în jurul unor detalii, dacă într-adevăr se poartă. Mici ciondăneli conjugale. Rămâne în continuare activă disfuncția instalată cu mai multe săptămâni în urmă pe axa celor două case ale banilor, veniturilor și beneficiilor materiale. Chiar dacă Venus se află în casa a doua, a banilor câștigați din muncă proprie, așa cum spuneam și săptămâna trecută, există și motive astrale care indică o contracarare a acestui beneficiu, ca și cum Venus ar vrea, dar nu poate, nu este lăsată. Și atenție la ceea ce se întâmplă în jurul zilei de 9 iulie, când aceste opoziții ating un punct critic, un punct maxim și pot scoate în evidență locul, rostul, cauza, omul sau momentul unei dereglări financiare. De la cine s-a atras, care a fost cauza reală, unde s-a greșit. Atenție la toate aceste lucruri ca să puteți interveni. Dacă nu sunteți atenți, nu știți, de fapt despre ce este vorba și nu aveți instrumentele necesare. Moment de analiză și moment de concentrare pe subiecte financiare. Nativii trebuie să fie obiectivi, trebuie să fie lucizi, să cântărească, să evalueze situația corect, fără părtinire, fără patimă și mai ales fără indiferență. Trebuie totuși abordată o chestiune materială cu multă responsabilitate, chiar dacă nu întotdeauna suma e foarte mare. Este una medie sau modică, totuși este bine ca și aceste repere modeste din punct de vedere financiar să fie abordate corect.